Salut și bine v-am găsit la un nou gameplay pe SnowRunner. Astăzi s-a dat update, de fapt voi cred că o să vedeți clipul a doua zi, deci practic ieri s-a dat update la SnowRunner. Acesta este noul ecran de început, vedeți că este puțin mai animat, arată mult mai bine, are și sunet dacă suntem atenți. Și mă întrebam, bă, ce s-a băgat aici, de ce update-ul? Mi-a dat un update de vreo 16 giga aproape, ceva de genul. E, o să vă arăt imediat ce s-a întâmplat. Trebuie să intrăm neapărat pe norportul ăsta și dacă apăsăm pe G o să vedem că avem o regiune nouă care se numește Kola Peninsula. Aici o să vă spun eu, conține Lake Kovdu, acesta pe care îl avem noi acum, și va mai conține, cum îi spune, Africanda. Da, aia se va băga, nu știu dacă tot acum sau mai durează câteva zile sau poate săptămâni, luni, până se va băga și cealaltă... Cum să zic eu, deci asta este practic regiunea și conține două mape, ca să mă exprim mai altfel. Despre Lake Kovdu ăsta nu prea știu foarte multe, de ce să vă mint, doar știu că cealaltă hartă va fi Africanda și va fi practic o hartă 1 la 1 a unei baze militare din viața reală, bineînțeles, care se situează în Kolski District sau ceva de genul și... A fost dată jos prin 1941 de niște bombe germane sau ceva de gen, bombardamente germane. Dar până să ajungem noi la Africanda, avem astăzi Lake Laundu și o să-i facem onorurile împreună cu voi. Sunt tare curios cum arată, ia să vedem. Mau, deci sunt atât de... de bucuros, nu știu... Cred că e DLC, nu vreau să zic vreo prostie, nu am documentație necesară, dar eu cred că e DLC. Hai să-mi iau și... Să scoatem taigaul ăsta. Hai să-i dăm asta jos pe care o are în spate. Să-i punem un flatbed, că poate facem vreo misiune, zic, nu știu. Care era? Flatbed. Install. Bun. Bă, sunetul mi se pare cam încet. Nu vi se pare cam încet sunetul? Ia să vedem. Settings. Audio. Bă, e ok. Ia să vedem că mi se pare că audio prea încet jocul. Ia să vedem. Bun, deci asta e noua hartă. Ma... Ce culori. Nu știu, la voi se aude ok? Cred că nu se aude ok. Asta stă puțin mai tare sunetul. Văd că sunt sunetele foarte joase. Ori după update s-a întâmplat ce am dat seama. Să dau sunetele puțin, uite, pe la un 70. Deci pe la un 60. Cred că acum ar trebui să fie ok. Ia să ne descoperim. Trebuie să descoperim noi watchtower-urile. Păi să descoperim întâi niște watchtower-uri. Pentru a putea vedea ce se află pe hartă. Seamănă foarte mult cu Rusia. Nu știu, cel puțin asta îmi dă mie de înțeles, doar că e varianta cu zăpada Rusiei. E un fel de combinație dintre Taimir și Alaska, din punctul meu de vedere. N-am eu cauciucurile potrivite. Ah, și cred că asta e harta despre care citisem, cum că ar conține zone de gheață, zone care dacă stai pe gheață foarte mult și ai și încărcătură, riști să se spargă sub tine și să cazi în apă și să-ți iei damage, practic. Sunt curios dacă asta e, cred că asta e, din câte încep eu acum să fac niște legături. Arată foarte bine, nu știu, mă liniștește, e foarte liniștitoare, foarte răcoroasă. Și vorba lui Mihai, lui Barbă Neagră, parcă nu știu, mă face și pe mine să-mi fie mai răcoare, să nu mai fie cald. Două senzații din asta super răcoroasă, harta asta. Hai să descoperim niște watchtower-uri, că sunt curios cum arată harta, doar că nu prea îmi dă ce watchtower-uri. Hai să ne plimbăm atunci cât cuprinde și vedem la care watchtower ajungem, pentru că nu știu încă drumurile, nu există hărți pe net, bine, și chiar dacă ar exista, eu nu prea am folosit hărți pe net. Uite, asta cred că e gheața care, dacă stai pe ea, se va sparge. Dacă stai mult sau dacă ai greutate, știi că sunt foarte curios. Ați vrea ca să mergem acolo? Nu știu dacă ați vrea, dar eu vreau. Sunt curios dacă asta e gheața care se sparge. Cred că pot să cobor pe aici, nu? Da. Să vedem, că în cel mai rău caz dăm recover, că oricum nu facem nicio misiune acum decât explorăm puțin harta, că s-a băgat fix acum un sfert de oră. Deci eu când filmez am fix un sfert de oră, nu găsesc absolut nimic despre ea pe internet, nicio informație, niciun clip momentan urcat. Bine, poate să fie, ia să vedem. Deci nu pot eu să testez, e că n-am greutate, să văd dacă se sparge. Ia, stai cam niște hopuri pe aici.
Nu, e puțin crăpată, dar nu e crăpată din cauza mea, e crăpată că așa vine ea. Dar îmi face niște drifturi pe aici. Trebuie să vedem ce oră avem noi aici. Skip time. Îi dăm așa un ora 1. Bă, ce frumos arată. Nu, cred că arăta ok și la ora 6 se dăm. Nu. Cred că vreau să zic evening-ul direct. Nu, așa să mă și la ora 1. Cât de mișto arată. Uitați-vă și voi cât de mișto e. Superb. Dar unde e gheața care se sparge? Stai așa că eu vreau să văd dacă se sparge gheața sub mine, că de asta am intrat. De asta mi-am luat season pack-ul. Bă, deci cât de tare e. Uite aici, cred că nu pot să intru în apă, nu? Că văd că mi-a pus niște bucăți de gheață, cred că special să nu intru. Sau ia să văd, pot să intru? Da, mă, pot să intru, lol, nu. Deci mă lasă să intru. Și cred că prin partea asta se sparge gheața. Bine, o să mai revenim noi, să dăm... Uite, cred că în partea asta s-ar sparge, nu pot eu să pun camera că am intrat în apă deja. Bun, cred că prin partea asta s-ar sparge gheața. Hai să dau recover. Și venim din nou. Venim din nou că sunt tare curios. Eu poate descoperim totuși vreun watchtower. Ar fi mișto. Bă, deci când mă fac... Deci harta asta e preferata mea. O, deci oficial e preferata mea. Nu că e nouă, dar pur și simplu îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Adică e fix genul ăla între Alaska și... Și Taimir. Ca Taimir, mai mult din punct de vedere al clădirilor. Uite aici avem un peco, cred, uite, avem un trailer aici pe care o să-l descoperim. Avem niște task-uri pe care pot să le culeg, de ce nu? Ok. Aici avem un peco, cred că aici o să avem iarăși un depozit, nu? Dacă tot am luat în sus. Ce avem aici? Pit stop, ok, l-am luat. Asta e taiga-ul meu. Se poate mai descoperim pe aici vreo remorcă, vreo chestie. Acesta e un... Practic, eu mai aveam filmate vreo 3 episoade, să vă spun sincer, care urmeau să le pun astăzi și următoarele 2 zile, însă n-am cum să aștept și să nu pun clipul ăsta, să vă împărtășesc cu voi. Asta în cazul în care sunteți curioși. Arată super mișto. Ți-e un vaporaș aici. Văd că pe aici nu mai avem nimic, a? Avem un băncuț pe care o să o distrugem. Și toalete publice. Arată super ok harta asta. Să venim și noi încotro mergem. Hai să ne întoarcem... Hai să venim aici totuși. Când am luat atunci cu gheața, care se sparge, dar de fapt nu prea s-a spart, probabil și din cauza că nu avem încărcătură, dar o să încerc și cu încărcătură. Eu sunt foarte curios. Dar mai întâi să găsim un loc de unde să luăm încărcătură. Are și zonă de munți. Nu știu, mi se pare... Față de Alaska, mi se pare mai cum... Ia uitați, fix de asta vă ziceam că seamănă cu Taimiru, are și zone de nămol, dar e și foarte acoperite de zăpadă. Și nu știu, e varianta, e un fel de Alaska, dar cu mai mult bun simț, nu e chiar atât de scârboasă. Talune, să aibă curbe foarte periculoase. Tu nici nu-ți dai seama care este drumul dacă nu te uiți pe hartă. Aici n-aș fi zis că e drum că e acoperit de zăpadă. Suntem pe drumul bun? Da. Pe drumul bun. Și ar trebui să o dăm și noi în primul watchtower. Din poziția asta. Mamă, iar am ajuns la apă. Iar sunt tentat să mă duc să văd dacă se sparge gheața. Dar o să încercăm mai târziu puțin. Mai pe la sfârșitul clipului. Contractele, din câte am văzut, sunt date de, stai așa să nu zic vreo prostie, da, de Cola Expedition și de Kolski Administration. Iar cum ar arăta o misiune din aceasta? Văd că ne dă destul de multă experiență, 450, aici 150, nu, asta e sărăcie curată și încă 150, deci, mai avem una de 660, bine, care e blocată, 340 și aici... Mi se pare că nu sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe contracte băgate, probabil când le mai bagă pe parcurs. Cine știe, dar oricum, pare micuță harta. Dacă are doar 3 watchtower-uri.
Hai totuși să ne ducem la ăștaurul ăla să-l deblocăm. Opa. Asta da zona interesantă. Cam multă zăpadă pe aici. Na, și oricum văd că din cauza că e foarte multă zăpadă și mai puțină gheață, nici nu alunecă taiga-ul așa de rău cum aluneca pe Alaska în episodul trecut. Opa. Avem și pietre, drumuri blocate, ok. Vezi, dacă nu eram atent, mă duceam fix în ele. Cred că văd și turnul. De fapt, nu, stai că la noi e turn. Ca să ajung la turn, ar trebui să fac un dreapt, un stânga. Ok. Și pe urmă, oare trebuie să ajung prin zăpadă la el? Nu-mi dau seama cum e băgat acolo. E băgat destul de... de în mijlocul hărții. Ia să vedem. Poate va trebui să iau printre copaci. Uitați, asta e partea de... partea de Taimir, plină de namor. Bine că am cauciucurile care trebuie. Mamă ce... A, uite, cred că aici se referea că se sparge gheața. Vedeți cum am călcat? Cum a crăpat gheața sub, că s-a și auzit și sunt practic în amol. Asta se ascundea sub gheață. Mamă ce... Apoi dacă vii cu o încărcătură pe ei, s-a terminat, gata, nu mai îmi place. Uitați-vă cum se sparge gheața, lol. Deci asta era porțiunea în care se sparge gheața. Deci uitați-vă cum mergeți și dintr-o dată... Ia uite, jap. Mamă, cât de tare. De fapt e tare, dar nu prea. A, păi o să ne cam chinuim aici, să fiu sincer. Păi ce înseamnă să vii cu o încărcătură grea pe aici? S-a terminat. Deci nu pot să mă îndrept acum. Hai să mai încerc o dată. A, păi dacă asta o să fie tot drumul în joc. Mie mi-a plăcut acolo la început, dar uitați-vă cum se sparge gheața sub ea. Bun, unde e oștaurul ăla? Hai să vedem. Mamă, n-am mai ajuns la el. Oare dacă o luăm pe aici? Păi iasă că s-ar putea să ajungem pe aici. Mamă, dar e puțin cam frică așa să iau pe aici. Ia, hai să încercăm totuși. Pe partea asta. Pare a fi drum, doar că sunt pietre, deci nu e chiar un drum așa atât de oficial. Nu știu dacă putem să urcăm, dar hai să încercăm, că altă variantă n-avem decât să o ocolim. În momentan nu știm ce drumuri sunt pe partea aia. Adică pare destul de... 4 damage. E, pe aici nu știu pe unde. Hai să o luăm prin partea asta. Hai mă că trece taiga-ul pe aici. Stații Peco avem, garaj avem, asta e un lucru bun, că avem și garaj și stații Peco, bine, în principiu fiind prima hartă de ani și de garaj, e logic, dar cred că pe a doua, pe African, dar nu o să ne mai dea. Cred că acolo să ne chinuim puțin. Ia uite unde e pus chenarul, tocmai în partea asta, ok, gata. Ia să vedem și peisajul. Frumos. Bun, hai să verificăm și harta acum, că sunt curios. Bă, mare nu e, doar că de porțiunea asta la început arată bine, asta pe aici sunt numai drumuri din astea nasoale. Și în rest nu avem decât aici, deci practic e un fel de orășel. Aici la intrare avem și Peco și Gara și Trailer Store și după aceea, Dumnezeu cu mila. A, uite că se întinde până în partea asta, oh, păi stai așa că e măricică. Uite, aici avem zonă cu gheață, iar nu e bine. O să ne cam dea de furcă. O să ne cam dea de furcă harta asta. Uite, 340, ne-am mai deblocat câte un contract din câte văd. Aici avem un bunker. Bunkerul ZB. Lol, în zona asta cu bunkerul o să mergem în episodul următor, sigur. Hai acum să vedem dacă putem să mai descoperim un watchtower. Cred că pe ăsta, dar acum trebuie să traversăm toată gheața asta.
Și ne pun cum e băgat, nu vine să cred. Să ne întoarcem pe aici. Ok, venim pe aici și pe aici încercăm să ajungem până la turnul celălalt. Dar cum întoarcem, asta e problema. Dacă dăm noi cu spatele, că am dat cu spatele fix cum nu trebuia. Hai să dăm noi cu spatele pe aici. Bun. Nu cred că pot să ajung până acolo, dar încerc. Băi, e mult, prea multă zăpadă și nămol sub ea, e... Nu știu cum să vă explic, dar oricum cred că vedeți despre ce e vorba. Nu cred că pot să ajung până la turnul ăla. Cred că mi-ar mai trebui vreo 2 episoade să ajung până acolo. Mai avem, mai avem. Noi iar trecem pe porțiunea asta nasoală. Pa, uitați-vă cât am intrat. Să sparge gheața sub. No, deci de pe aici dacă o să avem misiuni cu încărcături. A terminat. Ia să dăm noi pe un loc plus, poate o, avem o șansă în plus. Avem, dar și viteza cu care mergem. Deci vă dați seama, deci fără încărcătură cât de greu merge. Da, cu încărcătură, să dăm. Dacă îl păcălim și îi dăm un H. Nu, cu H-ul să înfunde de tot, ia uitați-vă cum e. Lol. Bun, aici pe unde am putea să o luăm noi? Practic ne-am întors înapoi. E mai aproape asta. Hai mă să mergem pe cea dacă tot am luat în partea asta. Poate ajungem cumva până la ăsta. Hai să mergem tot așa. Aici n-am cum să întorc. Aici dacă mă pun să întorc, uitați-o cât, ai, cât de adânci sunt gropile. Incredibil. Să mă îndreaptă. Deci fără low plus nu prea ai cum să mergi pe aici. Low sau low plus. Pe low minus chiar n-aș vrea să ajung să fiu nevoit să dau că... Aș îmbătrâni. Aici o să-mi iau damage dacă vin cu viteză. Știam. De fapt nu mi-am luat damage, dar nici n-am trecut. Cred că din cauza bării ăștia pe care am în față. Dăm pe un H oare? Dăm pe H să mergem constant și să nu... Să nu ni se mai blocheze când schimbe luna întâia. Da, aici n-ai ce să mai faci cu H-ul, low plus direct. Uitați-vă ce drum cum se sparge gheața, cât de tare. Uitați-vă cum sare gheața în sus, lol. Da, nu cred că ajungem nici până la turnul ăla, că sunt drumurile prea întortocheate, adică întortocheate și întortocheate, dar și acoperite de zăpadă, dar nu prea îți dai seama care cum e drum. Și văd că sunt porțiuni foarte mari în care se sparge gheața sub. Iar asta e cam ciudat. Îmi place. Dar pentru detaliile și pentru cum arată ea ca și peisaje, superbă. E superbă. Bă, și am ajuns aici și de aici iarăși n-am unde să mă duc. Ar fi un drum pe partea asta, să zicem noi. Ia să văd. Dacă eu pe aici... Opa, m-am lovit puțin. Ți-i dau un auto acum. Poate ajung... Dar nu pe aici, văd că mă învârte în loc, oarecum. Uite, mă scoate pe aici, pe sus. A, eu ar trebui să traversez acum, practic, în spate. Să fi luat în față. Ok. Hai că facem așa, facem așa. Ca să nu ne avântăm prea mult în zăpadă, că nu cunoaștem harta. Cu siguranță nici voi nu o cunoașteți, că doar ce a apărut acum 2 ore. Ne se demontoarcem aici și... Ăsta ar fi turnul din partea asta, ok? Hai să vedem dacă avem drum până la el. Sau... O, ușor. Încă o dată. Și acum să sperăm că ajungem, ia să vedem. Pe unde, pe unde că nu văd drumul? A, pe aici. Bă, deja am zis, nu prea se cunoaște pe unde e drum și pe unde nu. Mamă, iar avem porțiune cu gheață. Doamne, cât urăsc. Deci, atât de interesant mi se părea când citeam despre asta mai demult.
Și acum atât de nasol mi se pare. Hai că am scăpat. Și gândiți-vă, încă o dată vă zic că e gol. Deci dacă aș fi avut greutate, era de 5, 6, 10 ori mai nasol decât acum. Uite pe unde trebuie să urc. Lol. Uite drum. În dreapta pom, în stânga munte. Gata, am rămas în zăpadă. Ia să mai dăm o dată pe dimineață, că îmi place cum se vede, nu pe 6, pe 1. Facem și o pozică de thumbnail, ok. Ia, hai să vedem dacă urcăm noi cu auto pe aici, dar ia, cred că cu H urcăm mai repede, da, am avut dreptate. Fie oare atât de simplu acum să ajung până la turn dintr-o bucată? Hai că v-am zis eu că e prea ciudat să fie simplu. Mamă. Oare am pe unde să iau pe aici? Mamă, dacă cobor pe aici mă duc fix în cap. Unde ajung eu la tot? Bun, hai să încercăm pe aici. Deși e cam nasol, nu cred că o să reușesc. N-am cum. Hai să încerc să cobor pe aici. Doar că o să mă duc fix în bot. Altă variantă n-am. Și acum, repede dreapta. Hai mă, că nu mi-am luat damage, ok? Bine, hai să-i dăm pe low plus, că mă chinui degeaba. Sper să nu mă răstorn pe aici, că nu... Ar fi chiar trist. Vedem și peisajul de aici și ne-am mai deblocat câteva contracte și task-uri din câte văd. Interesant. Contracte nu, task-uri în schimb, da. Task-urile le vedem pe hartă. Hai să mai facem așa o privire de ansamblu. Bă, deci harta nu e foarte, foarte mare, adică e mare, nu are foarte multe puncte, adică are decât câteva contracte, toată treaba se întâmplă aici la început, ia uitați câte contracte avem aici, și benzinărie, garaj, tot, în momentul în care plecăm la drum, va trebui fie să avem cisternă, fie să ne orientăm bine cu benzina. Din câte văd, stai așa că mai văzusem o chestie interesantă, unde e, parcă aveam un portal cu un bunker pe undeva pe aici. N-are cum să fie chiar atât de... Da, pe aici, pe sus, dacă mi-amintesc eu bine, când am fost pe partea asta, aveam un bunker. Sau cel puțin așa scria. Așa că o să pun eu capăt clipului aici. Sper că v-ați cum alimentat și voi curiozitatea. Pentru că cu siguranță nu știați de hartă momentan. Sau dacă știați de ea, nu știați cum arată. Asta e harta care, în care gheața se sparge sub mașină în funcție de greutatea ei. Și bine, se sparge cam... Tot timpul nu cred că există în funcție de greutate. Doar că dacă ai mașina mai grea, s-ar putea să rămâi mai împotmolit. Și văzusem pe aici, pe undeva prin nord, era un bunker. L-am văzut acum câteva minute, dacă dați clipul înapoi. Nu știu exact ce s-a întâmplat, de ce a dispărut, dar... În clipul următor o să mergem în zona asta să găsim bunkerul, să vedem ce e acolo. Salut!